Startul campionatului național de handbal rezervat categorie de vârstă junioare 3 s-a dat la sfârșitul săptămânii trecute, vineri 12 octombrie, când au fost programate primele turnee din cadrul celor 12 serii. Repartizată în seria K, alături de echipele CSS numărul 2 Baia Mare, CSS Viitorul 1 Cluj, CSS Viitorul 2 Cluj, LPS SB și Victoria Nedlac, echipa clubului sportiv școlar Zalău, antrenată de profesorul Pavel Dan, a avut un debut de sezon aproape perfect. În primul turneu al sezonului, programat în perioada 12-14 octombrie la Baia Mare, echipa CSS Zalău a înregistrat 4 victorii în cele 5 partide disputate. În jocul inaugural, programat vineri dimineață în sala de sport a școlii gimnaziale Lucian Blaga, zăloancele s-au impus cu scorul de 26-6 la pauză 14-1 în fața echipei gazdă CSS numărul 2 Baia Mare. La interval de doar câteva ore, echipa din Zalău și-a trecut în con cel de-al doilea succes, trecând fără emoții scor 22-9, 12-5 de Victoria Nedlac. Sâmbătă 13 octombrie, elevele lui Pavel Lan au disputat alte două partide în compania echipelor 1 și 2 ale clubului sportiv școlar Viitorul Cluj. În partida cu CSS Viitorul 1 Cluj, formația din Urbea de la Poalele Meseșului a suferit prima și singura înfrângere din cadrul turneului organizat de echipa CSS numărul 2 Baia Mare. Zăloancele au cedat partida la 6 goluri diferență, 21-16, după ce la pauză clujencele au avut avantaj de un singur gol, 8-7. Răzbunarea echipei sălăjene pentru eșecul cu prima echipă a grupării clujene a venit în jocul cu CSS Viitorul 2 Cluj, formație pe care echipa din Zalău a învins-o cu scorul de 21-19 la pauză 9-9. CSS Zalău a încheiat primul din cele 6 turnee ale primei părți de campionat cu o victorie categorică, scor 19-8 în fața echipei LPS Sebeș și ocupă poziția secundă clasamentul seriei K. Cel de-al doilea turneu din cadrul campionatului național de handbal rezervat juniorilor 3 este programat în perioada 2-4 noiembrie la Cluj-Napoca.